Anul acesta, terenurile arabile, indiferent de destinația lor, vor avea impozitul majorat ca urmare a modificării codului fiscal. În perioada următoare, proprietarii de terenuri trebuie să depună declarații la Direcția de Taxe și Impozite Locale din Drobeta-Turnul Severin. Toți cei care dețin terenuri arabile vor trebui să depună la Direcția de Impozite și Taxe din nou declarații însoțite de documente privind destinația acestor terenuri ca urmare a schimbării modului de impozitare. Terenurile arabile, indiferent de destinația lor, o cotă de 400 la 400 de metri pătrați se calculează ca și teren curs construcții, ceea ce înseamnă o creștere de impozit strict prin prevederile noului cod fiscal, ci nu de către Consiliul Local stabilită această cotă de majorare. Tot ca urmare a modificărilor codului fiscal și cei care vând în piață diverse produse plătesc impozit pentru cei câțiva metri pe care își desfășoară activitatea. Taxa pe clădiri se datorează inclusiv pentru persoanele fizice sau întreprinderile individuale care au închiriate spații în clădirile sau în spațiile primăriei Drobeta-Turnul Severin, piețele Drobeta-Turnul Severin, ceea ce înseamnă că și ei trebuie să-și depună declarații privind impozitarea începând cu anul 2016 și ei vor plăti impozite ca și societățile comerciale pe spațiile închiriate. Singurii care nu plătesc impozite sunt beneficiarii de ajutor social sau cei care au locuință socială în Drobeta-Turnul Severin sau persoanele cu handicap. Declarațiile ar trebui depuse până la data de 30 martie la taxe și impozite.